consult dacă ați studiat procesul verbal de la ședința anterioară, dacă aveți completări, eu știu, adăugiri pe imaginea procesului verbal totul, a celor consemnate. Dacă nu, dacă sunteți de acord cu procesul verbal de la ședința anterioară. Da. Prin ridicare de mâini, vă mulțumesc. Bun. În continuare, dăm cuvântul doamnei președinte să prezinte ordinea de zi la ședința de astăzi. Astăzi, 31 mai 2018, ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Comunei Berești-Azlău este următoarea. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2019. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice de la școlile gimnaziale Berești-Azlău și Turluianu. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor servicii public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind procedura de închiriere a bunurilor imobile, terenuri și construcții, proprietate publică și privată a Comunei, aflate în administrarea Consiliului Local al Comunii Berești-Azlău. 6. Probleme diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Mulțumesc. Cine se abține? Împotrivă? Mulțumesc. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2019. Prezintă doamna Ciobanu Mezitau. Voi da citire proiectul de hotărâre pentru aprobarea nivelurilor impozabile a taxelor și impozitelor locale pentru anul 2019. Încă de la început pot să vă spun că nivelurile impozitelor locale nu se modifică, rămân tot la nivelul anului 2018, doar dacă vor fi ceva modificări în cursul anului 2000, dacă vor fi ceva modificări anul ăsta pentru 2019, dar deocamdată rămân la nivelul anului 2018. 2016. Pentru 2018, rămâne 2018. Primarul Comunei Berești-Azlău de Tubacău, având în vedere prevederile legii numărul 227/2015 privind codul fiscal și a legii numărul 207/2015 privind codul de procedură fiscală, a legii 127/2013 privind aprobarea OUG numărul 121/2011 pentru modificarea și completarea unor norme, acte normative, al articolului 65 privind ordinea stingerii obligațiilor fiscale din codul de procedură fiscală, a legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, văzând raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil numărul 3216 din 29.05.2018, expunerea de motive numărul 3199 din 29 mai 2018 a primarului Comunei Berești-Azlău, județul Bacău, privind și raportul de avizare a Comisiei pentru probleme de dezvoltare economică-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al Comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, numărul 3231 din 30 mai 2018, în temeiul dispozițiilor articolului 36 alineatul 4 litera C și ale articolului 45 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 2015/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propune aprobarea, începând cu data de 1 ianuarie 2019, a proiectului de hotărâre privind calculul impozitului, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxe locale și alte taxe asimilate acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și taxa mijloacelor de transport datorată pe întregul an de către persoanele fizice și juridice,
Până la 31 martie a anului respectiv se acordă o bonificație de 5%. Prezentul proiect de hotărâre va fi dezbătut și supus spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Vreștaș, Tasloiul de Bacău, din 31 mai 2018 și adusă la cunoștința publică conform legii și afișare la sediul primăriei Vreștaș-Slău. Acum vă voi da citire nivelurile taxelor a taxelor locale, adică să repet din nou, să vă aduc la cunoștință cele mai importante din ele. Impozitul pe teren, impozitul și taxa pe clădirile rezidențiale pentru persoane fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii, determinată de valoarea totală a clădirii conform din vorba de ce este construită. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de amplasarea clădirii prin aplicarea coeficientului de corecție. Așa, după cum știți, zona Vereștea-Slăului este zona A, rangul localității rangul 4, coeficient de corecție 1 și 10, iar pentru satele componente, rangul zona A, rangul 5, unde sunt satele Prisaca, Ienecheș, Bojoten, Tescan, Românești, Turuleanu, coeficient de corecție 1,05. Impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 1,33% asupra valorii de inventar pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activități în domeniul agricol. Impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul și taxa pe clădirile deținute de persoane juridice se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul datorat de către persoanele juridice care nu au efectuat evaluare în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință se calculează pe baza cotei stabilite de 5% care se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice, impozitul se calculează 1,3% asupra valorii clădirii. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice utilizate pentru activități în domeniul agricol, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile. Impozitul pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului conform încadrării făcute de către Consiliul Local. Pentru curs construcții 1000 de lei pe hectar, ceea ce reprezintă 0,1% pe metru pătrat, impozitul pe terenurile intravilane 28 de lei hectarul, arabic, pășun 21, fânețe 21 de lei hectarul, vii 46 de lei hectarul, livezi 53 de lei hectarul, păduri 28 de lei hectarul și terenul 4, 15 lei hectarul. Pentru terenul din extravilan, teren arabil 50 de lei hectarul, pășun și fânețe 28, vie 55, livadă 56, pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 16 lei, pentru amenajări piscicule 34 și cu construcții 31 de lei. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică se stabilește în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, iar pentru fiecare 20 cm o sau fracțiune din aceasta, după cum urmează. Pentru mijloacele de transport sub 1600 cm cu 8 lei de fracțiune, pentru autoturisme cu capacitate între 1601 și 2000 cm cu 18 lei de fracțiune, autoturisme cu capacitate 2001-2672 de lei de fracțiune, cu capacitate între 2601-3144, cu capacitate cilindrică peste 3190 de lei de fracțiune, autobuze, autocare 24, iar cele cu masa autorizată peste
12 tone, inclusiv autoturisme de teren, 30 de lei de fracțiune. Pentru cărbuțe, cum la noi, 50 de lei, iar pentru tractoare, 6 lei de fracțiune, cu capacitatea cilindrică mai mare. Pentru remorci 9 lei la cele de 1 tonă, între 1 tonă și 3 tone 34 de lei, peste 3 tone până la 5 tone 52 de lei, peste 5 tone 64 de lei. Taxa certificat urbanism până la 150 de metri pătrați 6 lei, între 151-257 lei, între 251-500 metri pătrați 9 lei, între 501-750-12 lei, 751-1000 metri pătrați 14 lei. Taxă autorizație de construire, 0,5% din valoarea construcției. Taxă autorizație de foraje sau excavări, 15 lei. Taxă pentru autorizații necesare lucrărilor de organizare de șantier, 3% din valoare. Taxă eliberare autorizației de amenajări tabere, 2% din valoare. Taxă pentru eliberare autorizației de construire pentru chioșcuri, 8 lei. Taxă pentru eliberare autorizației construire, orice altă construcție decât cele prevăzute, 1% din valoarea autorizată a lucrărilor. Taxă autorizației de sfințare la clădiri demolare, 0,1% din valoare impozabilă. Taxă prelungirea unui certificat de urbanism, 30% din valoarea construcției. Taxă pentru eliberarea unei autorizații privind lucrări de raporturi, 13 lei. A certificatului de urbanism, 15 lei. Activități economice, 23 de lei. Autorizații de funcționare, 20. Atestat producător, 80 de lei. Impozit pe spectacole, 1 leu și 2 lei metru pătrat. Taxă de salubritate deocamdată 49 de lei pe an de persoană. Taxă hotelieră 3% din tariful și categoria acestuia. Taxă utilizare temporară a domeniului public 10 lei. În afara scutirilor aprobate expres de lege, se aprobă acordarea bonificației de 5% pentru plata cu anticipație impozitului pe clădiri, teren și taxa mijloacelor de transport persoane fizice până la 31 martie anului fiscal. De asemenea, se aprobă scutirea impozitului pe clădiri, teren, curs constructiv, taxe salubritate și a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap gradul 1 de invaliditate, respectiv a reprezentanților legale a minorilor cu handicap grav sau accentuat și a minorilor încadrați în gradul 1 de invaliditate, începând cu data de 1 a lunii următoare. Vor fi scutiți la plata terenurilor, clădirilor, salubritate și taxe mijloace de transport. Veteranii, văduvele de război și văduvele veteranilor de război. De asemenea, persoanele juridice se va indexa impozitele cu 20% la clădiri și teren. Termenul de plată al impozitelor și taxelor locale este 31 martie, respectiv 30 septembrie anului fiscal. Ordonatorul decretului primarul Comunei Brești, Azăutul, Pandu, Mitrușor, Contabil, Venitul, Ciobanu, Vierica, răspund la ducerea de îndeplinire a prevederilor prezente hotărâri. Prezentă hotărâre va fi comunicată primarul Comunei Brești, Azăutul, instituției prefectului, județului Bacău și va fi afișată la vizirile din localitățile componente ale comunei. Mulțumim frumos, domnule Contabil. Dacă aveți completări, întrebări, adăugiri? Dacă nu, cine este da, câteva precizări aici, pentru că nu s-a citit în totalitate anexa la proiectul de hotărâre, pentru că sunt prevăzute foarte multe subdiviziuni ale taxelor. Ele vor fi afișate la sediul primăriei, vor fi publicate pe site-ul primăriei. În schimb, trebuie să avem în vedere următoarele lucruri. În primul rând, faptul că, vedeți, de fiecare, adică nu am menținut nivelul de taxelor și impozitelor la fel ca și în anul trecut și la fel ca și în anii precedenți, deci noi nu am venit cu măriri suplimentare față de legislația care impune aceste taxe și impozite la nivel național, deci nu am venit cu adăugiri la taxe și impozite. În schimb, trebuie să fim foarte atenți ca lucrurile să fie corect puse în aplicare, în așa fel încât fiecare cetățean să-și achite obligațiile care le revin prin lege, îi revin fiecărui cetățean și, în același timp, să creăm
fondul de impozitul, fondul de la bugetul local care se este prevăzut prin aceste taxe și impozite, pentru că în conformitate cu legea, în procentul în care este impozitat masa de clădiri sau de terenuri, în acel procent și contribuția bugetului de stat vine la completarea bugetului local. Deci nu ne putem permite ca să tratăm cu indiferență această problemă, pentru că sunt servicii care trebuie făcute către populație și asta nu se poate face decât prin aceste taxe și impozite. Repet, nu am mărit cu absolut nimic aceste taxe și impozite de ani de zile, în ideea de a nu împovora populația, dar în același timp de a și crea posibilitatea populației să-și achite la timp, pentru că există și acea bonificație de 5% până la 31 martie, putea să fie chiar și 10%, dar ținând cont de faptul că nu am venit nicăieri cu majorarea ale taxelor și impozitelor, dar am zis că este o bonificație onorabilă. Prin dispoziția primarului, de acum o lună, am constituit comisii care se vor deplasa la fiecare locuință în parte. Nu este vorba de un recensământ sau de o acțiune de inventariere a proprietăților, ci pur și simplu de a pune în concordanță cu legea fiecare clădire și teren din mai ales curți construcții, pentru că nu o să mergem cu un extravilan. Deci vor fi comisii în fiecare localitate, în fiecare sat, în așa fel încât în cel mai scurt timp să avem o oglindă clară asupra fiecarei gospodării în parte, să vedem în gospodăria respectivă ce venituri sunt, ce populație, din cine este constituită gospodăria respectivă și la fel ce construcții și curți construcții sunt. Pentru că avem și situații în care nu sunt declarate la adevărata, clar, în realitate, cu realitatea, sunt construcții noi care nu au fost declarate, dar în același timp sunt și situații, destul de multe chiar, în care în titlurile de proprietate apare la teren curs construcții suprafețe mai mari decât cele pe care le au cu adevărat proprietare și avem de dese situații în care oamenii vin și spun pe drept cuvânt că noi, curtea mea e numai de 300 de metri pătrați sau 500 de metri pătrați. În schimb, la momentul în care a fost pus titlul de proprietate, ea a cuprins în curte și extravilanul care merge în continuarea proprietății. Deci, în modul ăsta, punem la punct și știm foarte clar în fiecare gospodărie ce anume trebuie impozitat și corect impozitat și să corectăm acolo unde sunt greșeli. De-aia vă rog ca fiecare în satele pe care le reprezentați să explicați populației că nu este vorba de un recensământ sau de neapărat de o măsurătoare pentru alte scopuri, ci pur și simplu este o măsurătoare legală, adică o inventariere legală pe care trebuie să o facem și pe care să o ducem la îndeplinire. S-au constituit comisiile, este o comisie la nivel de comună și pe fiecare sat în parte, împreună cu poliția locală și cu referentul de la urbanism, viceprimar și consilier local pe fiecare sat în parte, să participăm la acțiunea asta, în așa fel încât, cu cât mai repede, cu atât mai bine să o finalizăm. De asemenea, o țin la faptul ca proiectul de hotărâre să fie afișat și adus la cunoștința oamenilor ca să fie în temă cu taxele și impozitele pe care sunt prin lege obligați și noi toți suntem obligați prin lege să participăm la bugetul de stat. Ca să și anulăm acele lucruri că, domnule, eu plătesc impozit, mie îmi faci. Facem școli, facem dispensare, drumuri și așa mai departe. Deci e o chestie de autogospodărie. Referitor la măsurătorile care se vor face, puteți să le aduceți la cunoștință cetățenilor că e și în sprijinul lor. Că îi ajută. El are trecut o suprafață de construcție atât la registru.
alta este în realitate. Cu timpul, el va fi, această suprafață va fi trecută și va fi plătită. El va putea face dovada și să intre, adică să intre în legalitate. Deci, e și în interesul lor, nu numai al nostru pentru impozitare. Nu e vorba de al nostru și al lor. E al nostru al colectiv, pentru că noi ne adresăm ca și cum noi am fi în aceeași postură ca și cetățeni. Nu suntem noi deasupra ca un organ. Banii nu se adună la primărie. Bani care sunt constituiți la bugetul lor. Și în afară de asta, apropo de ce spunea domnul secretar, sunt situații în care Doamne ferește, e vorba de un dezastru, un incendiu, o alunecare de teren, o inundație și așa mai departe. În momentul în care el figurează la registrul agricol cu o căsuță de bârne și cu acoperită cu azbest dintre ăsta pe albociment, normal că eu nu pot să ceară despăgubire pe urmă de casă făcută cu etaj și cu... Nu? Deci... Nu putem să mergem pe chestia de a ne cura căciula la nesfârșit. Trebuie să fim corecți. Oamenii trebuie să înțeleagă chestia asta și o să înțeleagă, sunt convins de chestia asta. Numai că acolo unde mai există licențiuni, trebuie să le explicăm oamenilor ca să înțeleagă despre ce e vorba și nu anume că le facem noi, pe măsurăm noi terenul. Cu toate că, prin lege, este obligația fiecărui cetățean să-și declare construcția care o face, să aibă o autorizație de construcție, să aibă un proces verbal de recepție a construcției. Deci sunt lucruri care, mă rog, în multe cazuri poate mai depășește cadrul sau nu ajunge la cadrul legal. Da, bine. Dacă sunteți de acord, aș poate mai sunt intervenții? Mai are cineva o intervenție? Mulțumesc. Dacă nu, trecem la al doilea. Supunem la vot. Mulțumesc. Se abține cineva? Nu? Împotrivă, nu. Trecem la al doilea punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar de anul 2017. Prezintă domnul Pavel Fugan. Da. Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 3207 din 2019-2017, ce reprezintă închiderea contului anual de execuție a bugetului de parte anul 2017. Este o prezentare obligatorie în ședință publică a acestui raport de închidere anului anterior până la sfârșitul lunii mai a anului curent. Având în vedere legea numărul 6 pe 2017, prin bugetul de stat pe anul 2017, legea numărul 273 pe 2006, privind finanțele publice, care articolul 57, modificat și completat prevederile OUG 63 pe 2010, alineat 1.25, privind completarea articolului 49 din legea 273 pe 2006, aprobată prin legea 13 pe 2011 cu modificările și completările ulterioare. Expunere din modificarea domnului primar numărul 3208 din 29-5-2018 privind aprobarea închiderii contului anual de execuție a bugetului local de 2017. Hotărârile Consiliului Local al Comunei Berești Arzor prin care s-a aprobat bugetul local pe anul 2017, în formă inițială și definitivă și execuția de casă pe anul 2017, conform evidențelor contabile, vă prezentăm spre analiză și aprobare contul de încheiere a exercițiului financiar pe anul 2017 a bugetului local. Doamnelor și domnilor consilieri, așa după cum cunoașteți din materiale și dezbaterile și aprobările anterioare, la nivelul administrativ teritorial al Comunei Berești-Azov, în anul 2017, bugetul local a fost aprobat în prevederi inițiale în sumă de 13.430.000 de lei, iar la parte de prevederi definitive în sumă de 14.492.190 de lei, la parte de venituri, iar la parte de cheltuieli, prevederi inițiale de 13.674.000 de lei și prevederi definitive în sumă de 15.109.000 de lei, și s-au realizat venituri în sumă de 10.398.767 de lei, ceea ce reprezintă un procent de 99,08% și cheltuieli totale în sumă de 8.729.310 de lei, ceea ce reprezintă un procent de 57,08%.
77%, iar pe secțiuni se prezintă după cum urmează. Sumele sunt în lei. Secțiune de funcționare total venituri. Prevederile inițiale în anul 2017 au fost de 7.317.000 de lei, prevederile definitive de 8.194.000 de lei, realizările au fost de 8.119.318 lei, un procent de 99,08%. Secțiunea de dezvoltare, deci investiții. La prevederile inițiale au fost 6.113.000 de lei, prevederi definitive 6.290.190 de lei, realizările au fost de 2.279.449 de lei, procentul este de 36,19%. Total venitor la bugetul local. Prevederi inițiale 13.430.000 de lei, prevederi definitive 14.492.190 de lei, realizări 10.398.767 de lei, procentul de 71,75%. Din care venituri proprii 2.407.000, prevederi inițiale definitive 2.460.190 de lei, realizări 2.399.191 de lei, procentul este de 97,52%. Veniturile curente, total, prevederi inițiale 7.512.000 de lei, prevederi definitive 8.499.190 de lei, realizări 8.425.053, procentul de 99,12%. Secțiune de funcționare, total cheltuieli. 7.317.000 pe prevederi inițiale, definitive 8.194.000, realizări 7.807.572, procentul de 95,28%. Iar la secțiune de dezvoltare, cheltuieli inițiale 6.357.000, definitive 6.915.000, realizări 921.738.000, procentul de 13,32%. Totalul cheltuielilor 13.674.000 pe inițial, pe definitiv 15.109.000 de lei, realizări 8.729.310, realizări 57,77%. Deci aici, așa cum am mai prezentat și la contul de închidere a execuției bugetului pe trimestrul 4-2017, de realizările la partea de dezvoltare, deci pe investiții se datorează nederulării programelor prin AFIR, de achiziții, în care noi am prevăzut prevederile bugetare, deci o trebuie am cheltuit că n-au început lucrările. Le vom comunica în cursul anul ăsta. Mergem mai departe, bilanțul contabil la 31 decembrie 2017, cuprinde active nete în valoare de 42.182.885 de lei și capitaluri proprii în aceeași sumă de 42.182.995 de lei. Și sunt prezentate în anexa 1 la prezentul raport. Contul de rezultat patrimonial în 2017. Pe total comună se prezintă la total venituri operaționale în sumă de 19.250.096 de lei, iar la total cheltuieli operaționale în sumă de 8.665.422.000 de lei, ceea ce reprezintă un excedent de 10.591.679.000 de lei și se prezintă detaliat în anexa 2. Deci, același excedent este datorită necheltuirii banilor din investițiile pe care le avem închis. O să vă prezint raportul numărul 1 din prezentul raport de specialitate, toate investițiile care s-au derulat în anul 2017 din bugetul local. 1. Deci, dotare cu echipamente IT în cadrul primăriei. 24.103,45 lei. Le prezint la bănuț că sunt investiții. Magazie Școala Românești, 38.448 de lei. Magazie Școala Bășoteni, 38.448 de lei. Magazie Școala Bereștazul, 51.264 de lei. Împrejmuire Gard Școala Românești, plus proiectare, 51.849 de lei. Împrejmuire Școala Prisaca, 24.965 de lei. Lucrări de reabilitare la
spațiul central termic Everești Azov, 66.560 de lei. Centrală termică plus instalații aferente la școala Berești Fazlău, 4.938 de lei. Achiziții stații autobuz, 2 bucă, 10.200. Extindere rețea, 380 la terenul de sport acolo și scenă, 33.634 de lei. Cheltuieli de proiectare, stația vize, construire grădiniță statului anul, 47.165 de lei. Cheltuieli, proiectare, taxe, avize, reabilitare cămin cultural Tescan, 38.990 de lei. Reabilitare, modernizare, dispensar medical Tescan, 32.532 de lei. Modernizare, drumuri de interes local în satul Boșoteni și turului anul, 104.601 lei. Modernizare, servicii CVSU, 4.500 de lei. Sisteme de alimentare cu apă potabilă în satul Berești, Azov și turului anul, 70.196 de lei. Sisteme de canalizare aprovizate în satele Berești, Azov și Tulganu, 47.078 de lei. Consolidare mală, DC 176 Tescani, 185.148 de lei. Și parapeții metalici montați pe același drum 176, 52.999 de lei. La punctul numărul 2, prezint de defalcat pe fiecare capitol în parte. La autoritățile publice locale, plăți totale în sumă de 1.726.103 lei, din care pentru cheltuieli de personal 1.219.579, cheltuieli cu bunuri și servicii 483.421 de lei, din care transferul pentru contribuții la patrimoniul ADIP și ADIS 3.500 de lei, investiții totale echipament de IT 24.103 lei. S-au achitat integral toate drepturile de personal pentru 18 salariați și 15 consilieri locali, serviciile și contractele cu furnizori, conform acordului pentru serviciile și bunurile livrate. La învățământ, plăți totale au fost de 4.380.000 de lei, 534 de lei, din care prezintă învățământul ca ultimul an în care am derulat prin bugetul local și parte de salarizare. Cheltuielile de personal au fost de 3.634.982 de lei, achitate integrală de 78 de salariați. Cheltuielile cu bunuri și servicii 365.913 lei, din care finanțare la bugetul de stat 284.000 de lei și finanțare complementare la bugetul local 81.913 lei. S-a asigurat în acest sens achitarea bunurilor și serviciilor pentru funcționarea instituțiilor și s-a asigurat curățenie, întreținere și igienizare în toate cele 8 școli de învățământ, unități de învățământ, inclusiv iluminat, telefon, transport pentru elevi. S-a făcut aprovizionarea cu lemne de foc pentru aprovizionarea curentă și plata transportului pentru stabilizare în autistă. La capitolul de cheltuieli sociale, suma totală a fost de 56.000 de lei, din care tichetele de grădiniță 46.000 de lei și ajutor social pentru copii cu cerințe speciale 10.000 de lei. Investițiile de învățământ total 323.638 de lei, din care le-am citit, dar cu destinație, poate cineva se întreabă ce s-a făcut pentru școli, în mod special din bugetul local. Cele investițiile da. Care au fost citite mai înainte, magazin. Așa. Deci la punctul 4. Cultură, recreere, sport, alte cheltuieli. Suma totală a fost de 79.435 de lei, din care la bibliotecile comunale, total 40.444, cheltuieli de personal 3.625, din care s-a aprovizionat cu fond de carte cu suma de 2.488 de lei. La cămările culturale total 38.990 de lei, din care cheltuieli cu bunuri servicii 0, investiții totale la căminul cultural Tescane, am citit în parte de preambul cu investițiile 38.990. În domeniul recreării, religii și culturii, anul trecut n-am avut prevederi bugetare. La punctul 6, asistență socială, total plăți 975.524 de lei, din care asistență socială în caz de invalidizitate 685.836, cheltuieli de personal, hai să compune din, cheltuieli de personal 387.584, indemnizații pentru persoane cu handicap în sumă 298.252 de lei,
pentru 24 de persoane, ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sume 216.788 de lei, asistență socială comunitară 72.900, finanțat integral la UNICEF, în care cheltuieli de personal 62.900 și cheltuieli cu bunuri și servicii 10.000 de lei. Transferul din bugetul local în sumă de 45.000 de lei s-a achitat integral cota parte a contribuției Consiliului Local pentru susținerea sistemului de protecție a persoanei aflată în dificultate și ocrotită în centre de ocrotire din sistemul centralizat de stat în sumă de 45.000 de lei. Deci avem trei copii care îi finanțează în centrele speciale. La capitolul transportul, drumuri comunale și transport în comun. Cheltuieli totale de personal 73.586, cu bunuri și servicii 293.730 de lei, pentru reparații, întreținere, drumuri comunale și a utilajului îndătare și transportul de el, cheltuieli de capital 347.061 de lei, ceea ce reprezintă toate investițiile care le-am prezentat. Modernizarea drumului roșului de Iarnu, consolidarea de mare și parapeții metalici. Serviciile de dezvoltare publică. Total, cheltuielile au fost de 308.844 de lei, din care iluminat public 135.022 de lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 205.013 de lei, cheltuieli de întreținere și reparații rețea iluminat 69.991 de lei. Și la parte de investiții am avut extinderea rețelei 380 și sistemele de canalizare, sistemele de apă potabilă în satul Bereștiulea. Alte servicii în domeniul serviciilor de dezvoltare comunitare total. Suma de 206.683 de lei, din care se compune. Cheltuieli cu servicii de colectare a deșeurilor 159.605 lei și canalizarea la investiții din satul Berești și Turuleanu 47.078 lei. La capitolul sănătate avem numai cheltuieli de investiții care au fost de 32.535 de lei la reabilitarea și modernizarea dispensarului de stat. Alte cheltuieli din domeniul ordinii publice. Totalul cheltuielor a fost de 260.294 de lei, din care la poliția locală 204.227 de lei, cheltuieli de personal 189.932 de lei și cheltuieli cu bunuri și servicii 14.355 de lei. La protecția civilă și protecția contra incendiilor, total sumă 56.000 de lei, din care 43.992 de lei pentru cheltuieli de personal, cheltuielile cu bunuri și servicii 7.584 de lei și la investiții, modernizare, servicii, încălătarea și 4.500 lei. Execuția de casa bugetului local pentru anul 2017 s-a încheiat pe total cu un excedent de 1.669.457 lei, din care pe secțiune, secțiune de funcționare, s-a încheiat cu un excedent curent în sumă de 311.746 de lei și s-a virat în excedentul bugetului local reportat. La secțiunea de dezvoltare, execuția s-a încheiat cu un excedent curent în sumă de 1.357.711 lei. Excedentul bugetului local acumulat la 31 decembrie 2017 este de 2.945.013 lei. Veniturile proprii ale bugetului local s-au realizat pe anul 2017 într-un procent de 97.52% față de prevederile bugetare definitive și în procent de 97.2% față de debite, respectiv debitele în sumă de 2.761.852 de lei s-au încasat 2.399.191 de lei, debitele rămase neachitate 362.660 de lei. La nivelul Comunei Bereștiazău, în anul 2017 am avut 101 roluri speciale pentru impozite și taxe la persoanele juridice, din care 85 de cazuri au fost achitate integral, 16 cazuri au rămas în rămășiță cu suma de 21.990 de lei. Nu s-au achitat restanțele până în prezent la 7 contribuabili. Ce mai... să nu spun veicularnici. Evidențiază puțin clar. Puțin clar. S.C. Fiodora Farm, S.C. Băspinescu, S.R.L. Scorțeni, S.C. Betacom, S.R.L. Comănești, I.I.
Filip Dorina, I. Filip Emanuel Dionisie, S. C. Iordache Construxerele și Velimar Serele Enechești. La poziții de rol persoane fizice, din numărul total de 4.120 de poziții de rol, 3.015 au fost lichidate. Iar 1.005 poziții au rămas în rămășiță la 31 decembrie 2017 cu suma totală de 340.671 de lei. Până în prezent s-au lichidat 480 de poziții și au mai rămas 525. În una a prezentării tării de seamă pe anul 2017 s-au stabilit ca venituri de realizat din rămășița totală pentru persoanele juridice și fizice suma de 362.661 de lei, creanțe bugetare în total active. Această sumă va fi evidențiată în anul 2018 în contul de execuție pe măsura încasării constituind venituri pentru anul 2018. Agenții fiscale împreună cu contabilul de venituri au luat măsuri pentru realizarea venitului, astfel că până în prezent s-au întocmit 684 de dosare de executare, urmărire și executare civică, atât la agenții economice cât și la persoane fizice, în vederea lichidării rămășiții. S-au întocmit forme de insolvabilitate pentru 76 de cazuri, în sumă totală de 173.634 de lei, având în vedere că repartizarea coturilor defalcate se face la nivelul realizării din anul precedent pentru anul curent. Cu toate că suplimentarea bugetului local s-a făcut cu anumite întârzieri, s-a putut asigura o bună funcționare din funcția tuturor activităților finanțate din buget, s-a asigurat decontarea dreptului de personal la materialele serviciilor contractate la termene legale și în limita prevederilor bugetare, astfel încât la finele anului 2017 nu înregistrăm plăți restante. Prezentare detaliată pe capitole, subcapitole și titluri, la partea de venituri și cheltuieli la bugetul local, se prezintă în anexa 3 și 4 la prezentul raport. Se poate aprecia că atât aparatul propriu al Consiliului, aparatul propriu, cât și Consiliul Local, au rezolvat prioritățile cetățenilor comune în condiții decente și au asigurat o bună funcționare a instituțiilor finanțate din bugetul local. Dacă vreți să vă pregâneți și anexele, bugetul la 31 decembrie are 120 pagini. Deci în finalul raportului... În comisii s-o discutat. A spus că dăm citire anexelor 1, 2, 3 și 4. Anexe la... Dacă vă puteți contacta cu întrebări, vă stau la dispoziție. Da, în primul rând, bine, cifrele ne amețesc de multe ori și numai că ne fac adică ne duc la o orientare, nu putem să reținem mai multe cifre și de sume. Ideea este că reținut faptul că la venituri procentul e de aproape 100%, deci foarte aproape de 100%, ceea ce este foarte bine. La cheltuieli stăm, pentru că am mai discutat și noi în ședințele anterioare, legea achizițiilor e atât de, adică a fost atât și sper să nu mai fie odată cu adoptarea noi noului noilor modificări la legea achizițiilor care trebuie să intre în vigoare de săptămâna viitoare. Am fost puși în situația de a sta și un an de zile numai în procedură de achiziție. Nu pun toată, nu știu, foșenia de dosare și de documente pe care a trebuit să le parcurgă afirul până când am intrat în licitație efectivă. Am stat un an și jumătate aproape la două licitații și abia ne-am terminat, ceea ce nu ne-a permis să intrăm practic în cheltuirea efectivă a sumelor pe care noi le avem prevăzute, pe care le avem deja în buget prin fondul de garantare și pe care, odată cu intrarea în construcția efectivă și în proiectul efectiv de execuție, să le și putem da drumul la acele sume de bani. Totuși, important e faptul că suntem deja într-un stadiu destul de avansat. Avem trei proiecte care sunt deja în mișcare, respectiv grădinița de la Doluianu, Căminul Cultural de la Pescani, achiziționarea
utilajului pentru SVS-ul, care urmează săptămâna viitoare să intre în procedura de licitație și apoi imediat și de achiziționare. Suntem în un stadiu de a intra în achiziție la lucrări și execuții și proiectare pentru modernizare, pentru apă și canalizare Bereștiul Turluianu. De asemenea, săptămâna viitoare se termină și termenul, se finalizează și proiectul tehnic pentru modernizare drumuri Berești, Turluianu și Boșoteni. Și tot în luni dând drumul în SEAP și la procedura de achiziție pentru modernizare dispensar Tescani. Deci lucrurile astea se vor finaliza, se vor pune, materializa prin execuție în cel mai scurt timp, sperăm noi, și datorită, cred, noilor reglementări care nu vor mai permite stagnarea procesului de achiziție. Din cauza asta ne înregistrăm cu acel indice de, și de 35% și chiar de 13% în cazul investițiilor mai mari. O să discutăm puțin și la diverse despre aceste investiții și am vrut doar să fac precizarea că cheltuirea s-a făcut, banilor s-a făcut acolo unde am putut să intervenim din bugetul local. S-a intervenit și în special pentru școli. Ați observat că cele mai multe investiții sunt pe școli. Normal, este obiectul numărul unu în viziunea noastră, obiectivul care, de care trebuie să ținem cont de fiecare dată și, în același timp, pentru lucrări de interes, mai ales în ce privește prevenirea dezastrelor naturale, canalizare și mai departe, parapeți. Da. Cam atât am să specific. Domnului primar și domnului contabil, dacă mai sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă și să abținem din cazul. Mulțumim. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice de la școlile gimnaziale Berești, Azău și Turluianu, prezintă domnul Trofimov. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care fac naveta în Comuna Berești-Azlău pentru luna aprilie 2018. Primarul Comunei Berești-Azlău, județul Bacău, având în vedere prevederile articolului 105 aliniatul 2 litera F ale articolului 276 și ale articolului 304 aliniatul 14 din legea numărul 1 pe 2011 la Educației Naționale, având în vedere prevederile articolului 4 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, numărul 3753 pe 2011, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în Sistemul Național de Învățământ, având în vedere prevederile articolului 1 din Instrucțiunea Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, numărul 2, din 2011, privind decontarea navetei cadrelor didactice, în baza hotărârii numărul 31 din 8-a 5-a 2018 a Consiliului de Administrație a Unității de Învățământ Școala cu Clasele 1-8 Berești-Azlău și a hotărârii numărul 26 din 10-a 5-a 2018 a Consiliului de Administrație a Unității de Învățământ Școala cu Clasele 1-8-ului an. În temeiul articolului 45 din legea numărul 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, propun. Articolul 1. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, care fac naveta în Comuna Berești-Azlău, cheltuielile de deplasare aferente lunii aprilie 2018, școala cu clasele 1-8 Berești-Azlău în cuantum de 2.438 lei, conform tabelului anexă la hotărârea numărul 31 din 29-a 5-a 2018 a Consiliului de Administrație. Articolul 2. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
care fac naveta în Comuna Berestea Zlău, cheltuieli de deplasare aferente lunii aprilie 2018, școala cu clasele 1-8-ului anu, în quantum de 2.365 de lei, conform tabelului anexă la hotărârea numărul 26 din 10-5-2018 a Consiliului de Administrație. Mulțumim frumos, supunem la vot. Dacă sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Potriva? Se abține? Mulțumim. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Prezintă domnul viceprimar. Raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comună serviciilor de salubrizare pe raza de competență a unităților administrative teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes local sau regional, destinate înființării, modernizării, dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice referente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. Având în vedere prevederile documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului, sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău și actele adiționale numărul 1 și numărul 2 la același document de poziție, se apreciază faptul că pentru asigurarea finanțării serviciilor de colectare, transport, sortare, compostare și depozitare, părțile convin din comun acord să stabilească în condițiile lege taxe speciale de salubrizare în sarcina utilizatorilor casnici care să acopere tarifele operatorilor de salubrizare care dovedesc de servesc utilizatorii respectiv ca luare în considerare a tuturor activităților componente ale serviciului de colectare a deșeurilor până la eliminarea acestora la depozit sau alte instalații pe întregul flux al deșeurilor. Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici ca mecanism de finanțare a sistemului integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău este prevăzut în contractul de finanțare și analiză instituțională anexe ale contractului de finanțare numărul 13.826 din 11.04.2011 pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Cunoscând situația utilizatorilor non-casnici care vor plăti un tarif pentru serviciile de salubrizare direct operatorului de colectare și transport, care va plăti mai departe tariful pentru tratarea, transferul și eliminarea deșeurilor la depozitul județean Bacău, conform contractului de delegare încheiat de UAT prin ADIS sau operatorul și conform contractelor de prestări servicii încheiate între utilizatorul non-casnic și operator. Având în vedere hotărârea AGA, ADIS Bacău numărul 7 din 11.04.2018, privind aprobarea modelului de regulament, privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare, în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Având în vedere principiul menținerii echilibrului contractului, prevăzut la articolul 25 din legea 101 din 2006, a serviciului de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere cele de mai sus, apreciem că necesită inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Da, sunt întrebări. Deci, ca și reprezentant în ADIS, al comunului,
dau citire proiectului de hotărâre pentru privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Primarul Comunei Berești, Azău, Județul Bacău, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență numărul 26/2000 cu privire la asociații și fundații și alte acte normative, cunoscând prevederile hotărârii generale asociațiilor ADIS numărul 7/11/4/2018 privind aprobarea modelului de regulament privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare și adresa numărul 1126 din 23/4/2018 înregistrată la Consiliul Local al Comunei Berești, adresa numărul 2493 din 24/4/2018. În temeiul articolul 45 aliniatul 1, articolul 48 aliniatul 2, articolul 115 și articolul 117 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare propune. Articolul 1. Se aprobă regulamentul privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Regulamentul a fost studiat în comisie. Și o dată a fost dat de comisie, înțeles. Așa că nu mai e. Iar la articolul 2 se împuternicește primarul Comunei Berești Azlău, cum v-am numit, cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri. Acestui proiect de hotărâre, dacă nu se pune la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, nu, mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului, privind procedura de închiriere a bunurilor imobile, terenuri și construcții, proprietate publică și privată a Comunei, aflat în administrarea Consiliului Local al Comunii Berești Azlău, prezintă domnul primar. Nu? Sau domnul Măciucă. După cum știți, putea închiria sau posesiona teren sau imobile, este necesar de un raport, adică este necesar de un regulament de procedură de organizare a licitației. Așa o să dau citire raportului. Început după aia proiectul de hotărâre și regulamentul respectiv. Raport la proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind procedura de organizare a licitației publice pentru închirierea construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și privat al Comunei. Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl reprezintă aprobarea regulamentului privind procedura de organizare a licitației publice pentru închirierea construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și privat al Comunei Berești Azlău. Temeiul legal avut în vedere întocmirii proiectului de hotărâre supus spre dezbatere și aprobare îl constituie. Prevederile ARJ-ului 305 bis din 2002 privind atestarea domeniului public. Prevederile articolului 119-123, articolul 104, alineatul 1, litera F din legea numărul 215/2001. Prevederile articolului 12-16 din legea 213/1998 privind bunurile proprietate publice, modificările și completările ulterioare. Prevederile articolului 861 alineatul 3 din nou Cod Civil, regulamentul privind procedura de organizare a licitației publice pentru închirierea construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public al Comunei, propus de aprobare prin prezentul proiect de hotărâre, aduce o îmbunătățire majoră a regulamentului aplicării anterior atât din punct de vedere al desfășurării procedurii propriu-zise de licitație, cât și la obligațiilor instituțiilor publice care dețin dreptul de administrare asupra bunurilor imobile din domeniul public. Închirierea construcțiilor și a terenurilor se face în mod obligatoriu prin licitație publică organizată de către titularul dreptului de administrare pe baza unei documentații de atribuire a contractului de închiriere întocmit de către titularul dreptului de administrare.
regulamentul privind procedura de organizare a licitației publice pentru închiriere ce constituie anexă la prezentul proiect de hotărâre. Având în vedere cele precizate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, de pentru care propun adoptarea acestuia. Asta era punctul. Când să dau citire și proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind procedura de închiriere a bunurilor imobile, terenuri și construcții, proprietate publică și privată a comunei aflate la administrarea Consiliului Local al Comunei Vereș-Stazău. Primarul Comunei Vereș-Stazău de Subacău. Văzând expunerea de motive, numărul 3204 din 29.05.2018, raportul compartimentului de specialitate, numărul 3213 din 29.05.2018, proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local numărul 3235 din 30.05.2018, având în vedere dispoziția articolului 14, 15 și 15 din legea numărul 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic acestuia, în temeiul articolului 10, articolul 36, alineatul 5, litera A și B, articolul 45, alineatul 3 și articolul 115 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, propune. Se aprobă regulamentul privind procedura de închiriere a bunurilor imobile, proprietate publică și privată a comunei, aflată în administrarea Consiliului Local al Comunei Vereș-Stazău, conform anexei și face parte integrată din prezentul hotărâre. Da. E regulamentul. Anexa hotărârea Consiliului numărul 26 din 31.05.2018, regulament cal, privind procedura de închiriere a bunurilor imobile, proprietate publică sau privată a comunei aflate în administrarea Consiliului Local, Comunei Vereș-Stazău. Dispoziții generale. Proiectul regulament are ca obiect reglementarea și organizarea regimului de închiriere prin licitație publică pentru bunurile imobile, proprietate publică, ori privată a comunei. Articol 2. Închirierea se face în baza unui contract prin care o persoană numită locator transmite pentru o perioadă determinată unei alte persoane numite locatar dreptul de folosință a unui bun în schimbul unei chirii. Sumele obținute prin închirierea bunurilor imobile, proprietate publică, ori privată a comunei se vor face venit la bugetul local. Modul de calcul și modul de plată al închiriei se stabilește prin caietul de sarcini care se aprobă prin hotărâre de către Consiliul Local. Calitatea de chiriaș, denumit și în continuare locatar, o poate avea orice persoană fizică sau juridică, român sau străin, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Inițierea închirierii, inițiativa închirierii o poate avea Consiliul Local de Vereș-Stazău sau orice persoană interesată. Inițierea închirierii are la bază un studiu de oportunitate care va cuprinde în principal următoarele elemente. Date privind persoana juridică, titlul juridic în baza căruia este deținut bunul, motivele de ordine economic, financiar, social, de mediu, care justifică închirierea, date privind bunul care se închiriază, activități pentru care poate fi închiriat, nivelul minim al chiriei și modul de calcul acesteia, modalitatea de acordare a închirierii avută în vedere precizarea timpului de licitație ales pentru închiriere, durata minimă și maximă estimată a închirierii, termenele previzibile pentru realizarea procedurii de închiriere. Odată cu studiul de oportunitate, se va întocmi și un caiet de sarcini al închirierii. Închirierea unor bunuri imobile, proprietate publică ori privată, a comunii se aprobă pe baza studiului de oportunitate și a caietului de sarcină a închirierii prin hotărârea Consiliului Local. La primirea propunerii de închiriere, formularele formulate de o persoană interesată, primăria va proceda la întocmirea studiului de oportunitate într-un termen 30 de zile în scopul luării unei hotărâri privind închirierea. Propunerea de închiriere se va face în scris și va cuprinde date de identificare a investitorului, manifestarea fermă și serioasă a intenției de închiriere, obiectul închirierii și alte date considerate a fi necesare. În cazul în care locatarul și proprietarul convine ca studiul de oportunitate să fie redactat de o firmă de consultanță independentă, procesul va fi suportat de către locatar. În scopul ținerii evidenței documente
documentelor și informațiilor cu privire la desfășurarea procedurii de închiriere și la eroarea contractului de închiriere, compartimentul financiar contabil din cadrul primăriei va întocmi și va păstra două registre. Registrul candidatul și oferte de o închiriere și al doilea registru contracte de închiriere. Persoana responsabilă cu achiziție publică va asigura organizarea operațiunilor pregătitoare ale licitației și desfășurarea acesteia în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Organizarea și desfășurarea licitației. Comisia pentru licitație va fi aprobată prin hotărârea Consiliului Local. Acesta se va ocupa de întocmirea documentației licitației prevăzută la articolul 12 B, C, D, G din prezentul regulament, verificarea respectării procedurii de înscriere la licitație și de asigurare respectării licitării în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Comisia de licitație va fi alături alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 3. Președinte, secretar, membru. Persoanele destinate să facă parte din Comisia de licitație vor da o declarație privind compatibilitatea, imparțialitatea și confidențialitatea lor în raport cu calitatea de membru a Comisiei de licitație conform prevederilor legale. Documentele licitației sunt hotărârea Consiliului Local, anunțul publicitar privind organizarea licitației, instrucțiunile pentru ofertanți, cerere tip de înscriere, caietul de sarcini, formularul de contract de închiriere, procesul verbal al licitației. Documentele licitației prevăzute la litera A, F, se pun la dispoziția ofertanților care se au achitat taxa de participare pentru a putea fi consultat la sediul organizatorului licitației. Hotărârea Consiliului Local prin care se aprobă spațiul la licitația bunului imobil, vederea închirierii, va cuprinde datele de identificare a bunului imobil, durata închirierii, prețul de pornire a licitației și data de organizare a licitației. Anunțul publicitar privind organizarea licitației se va publica cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea licitației într-o publicație de interes local sau național și prin afișarea sediului primăriei. Conținutul minim al anunțului publicitar va fi următorul. Numele organizatorului, obiectul licitației, data și ora limită, data, ora și locul desfășurării, locul de unde se poate obține documentele licitației, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească licitatorul, cuantumul taxei, instrucțiunile pentru ofertanți cuprind borderul de cu documentele licitației, informații generale, prețul minim, data și ora limită de depunere, data, ora și locul desfășurării, documentele necesare pentru înscriere la licitație, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească licitatorul pentru a fi admis la licitație, regulamentul de desfășurare a licitației, alte precizări considerate a fi utile pentru ofertanți. Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul inițial la încheierea a bunului imobil, de la care se pornește la licitație pentru primul an de închiriere. Taxa de participare se va stabili astfel încât să se acopere cheltuielile organizate de organizarea procedurii. Garanția și taxa de participare sunt valabile pentru o singură licitație. Ofertanții necâștigătorii se va restitui în baza unei cereri garanția de participare la licitație. Taxa de participare se va percepe în momentul primirii instrucțiunilor de către ofertant și nu se restituie. Garanția de participare a ofertantului câștigător va fi reținută de proprietar până în momentul lichidării definitive a contractului încheiat. Dacă este necesar în această sumă, vor fi prelevate penalități și sumele datorate proprietarului de către locatar în baza contractului de închiriere. Cererea tip de înscriere la licitație va cuprinde următoarele elemente. Date de identificare a ofertantului, date de identificare a bunului imobil, precizări cu privire la acceptarea de către ofertant, cererile înscrierii la licitație vor fi însoțite de următoarele documente. Buletinul sau carte de identitate, certificat de înmatriculare a societății, împuternicire dacă participantul dă către ofertant pentru a participa la licitație în numele său, dovezi de plată a taxei de participare și o garanție, certificat doveditor din care se rezulte că ofertantul nu are datorii către bugetul de stat și sau bugetele locale. Criteriile de calificare ofertantul păstau în prezentarea documentațiilor precizate la articolul 16 și îndeplinesc condițiile de calificare precizate în instrucțiunile pentru ofertanți. Caietul de sarcini va conține precizări cu privire la definirea obiectului supus închiriere. Formularul cadru de contract de închiriere se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local și va cuprinde date cu privire la părțile contractante, obiectul contractului, durata contractului, prețul închirierii și modalitatea de plată. Procesul verbal al licitației se întocmește în timpul ședinței de licitație de către secretarul Comisiei pentru
licitație și va cuprinde date cu privire la obiectul licitației. Procesul verbal, procesul verbal va fi semnat de comisie pentru licitație și de ofertanți prezent la licitație și se înregistrează în registrul de corespondență imediat după închiderea licitației. Desfășurarea licitației. Organizatorul licitației poate folosi una din următoare forme de licitație. Licitație publică deschisă cu strigare și licitație publică deschisă cu oferte în plic. Licitația este condusă de președintele Comisiei de Licitații, numită în continuare licitator, ofertanții calificați se numesc licitanți. Licitatorul anunță deschiderea licitației, obiectul acestei pași, prezenta licitației înscrie și verifică dacă sunt îndeplinite condiții legale pentru desfășurarea licitației. În cazul aplicării procedurii licitației publice deschise, cu strigare, licitatorul va anunța prețul inițial de plecare la salturile de supra-licitare permise, respectiv saltul minim de 10%. În cazul aplicării procedurii licitației publice deschise, oferte în plic, ofertanții vor transmite ofertele în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care vor fi înregistrate în listă de corespondență. Dacă sunt calificați cel puțin două oferte, se va trece la deschiderea plicului interior, va fi selectată oferta considerată cea mai bună din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selecție enunțate, instrucțiunile pentru ofertanți, se va încheia un proces verbal semnat de o comisie. În cazul de egalitate, licitația se va repeta în termen 20 de zile. Anunțul publicitar privind repetarea licitației se va afișa la sediul Consiliului Local. Acestea vor fi consemnate într-un proces verbal care va fi semnat de comisia de licitație. Anunțul se va publica într-o publicație de circulație locală sau națională și se va afișa la sediul Consiliului Local. În termen de 3 zile calendaristice, de la stabilirea ofertantului câștigător, proprietarului procedează la informarea ofertantului privind rezultatul licitației. În toate cazurile, atunci când termenul de 20 de zile pentru repetarea procedurii de licitație care, într-o zi lucrătoare, adică va fi următoarea zi. Reprogramă următoarea zi. Anunțul privind repetarea procedurii de îndeplinire condiției prevăzute de articolul 4 din prezentul regulament. Procesul verbal, împreună cu documentele de licitație, se vor păstra cu caracter permanent în arhiva primăriei. Practic, regulamentul e după registrația în vigoare, mai bine dacă e orice achiziție. Numai că aici se rezumă la... Adică să merge la un... Este mai mică, de mai mică amploare, vederea închirierii sau concesiunii. Deci nu se poate face închiriere prin atribuire directă. Spunem la vot, cine este pentru? Trecem la următorul punct, probleme diverse. Dar înainte de a intra, adică tot în probleme diverse, ca să avem și subiecte de discuție, în primul rând vreau să reiau ceea ce spusesem mai ceva mai înainte, adică referitor la lucrările care vor începe și care vor face ca proiectele pe care le avem deja aprobate să intre în faza de execuție. Tot în perioada imediat următoare, deci nu le reiau pentru că le cunoaștem destul de bine toată lumea, în perioada următoare, începând cu 1 iulie, va intra în funcțiune și stația de transfer de la Tescani. Stație de transfer care va funcționa pe teritoriul comunei noastre alături de încă 3 stații de același gen din județ. Vor fi câteva angajări la stația de transfer. În prima fază am avut ieri o întâlnire cu reprezentanții firmei EcoSud, care a câștigat licitația după ani de zile. Deci a durat cam 3 ani sau 4 ani licitația respectivă.
După discuțiile pe care vă spuneam înainte, ei vor angaja în jur de 6-7 în prima fază lucrători, și anume vor fi un lăcătuș mecanic plus un la cântar, cel care va prelua gestiona. Mecanic care să se priceapă la mai multe, adică nu numai la partea de mecanică pentru mașini și pentru ce au instalații pe acolo și așa mai departe. Doi șoferi categoriile B, C, D, E plus card tahograf și doi muncitori necalificați plus probabil o femeie de servici și cam deocamdată pe schema asta de încadrare vor merge până când vor vedea de ce nevoie mai au în continuare. Aici se va fi preluat tot menajer din zonă, din 13 locali comune, inclusiv Moineștiu. Nu e o chestie de depozitare, pur și simplu, mașinile de gunoi vin, descarcă în containerele mari, după care sunt duse imediat la... Deci nu va fi postaționare la Tescan, ci vor fi și duse către celula 1 sau celula 2 de la groapă de gunoi din Bacău. Asta va face ca Romprescu, deci la colectarea de pe din teritoriu, să timpii să fie mai rapid și probabil și termenele de preluare să fie poate și ele revizuite. Dacă noi facem public, de fapt de acum o să facem publice posturile pentru care se fac angaje. Pentru că îmi ține foarte mult ca oamenii angajați să fie de pe teritoriul comunii noastre. Și asta am discutat și cu reprezentanții firmei Ecosud, ca cei angajați să fie din comun. Eu, prin acest intermediu, prin intermediul nostru, vreau să facem cunoscut celor care sunt interesați și care și corespund criteriilor de selecție, pentru că ei vor mai un interviu. Și oricum, mai sunt încă, iată, 7-10 posturi în locuri de muncă. Pentru că, și aici vreau să începem să îi facem, să conștientizăm mai ales pe cei de la ajutor social, sunt locuri de muncă oferite și de firmele constructoare care sunt deja prezente în zonă, dar și de cele care vor veni, în așa fel încât la ajutor social să rămână doar cei care au nevoie cu adevărat de ajutor social. Mă refer la bătrâni, la persoane cu handicap, la persoane care neajutorate, care sunt bolnavi, nu cei care iau ajutor social pentru știm aici. Și în felul ăsta, bine că i-am cam triat, i-am cam procurat un pic, dar oricum încă mai sunt câțiva, trei cazuri încă am mai văzut. În perioada trecută, începând cu 10 aprilie până pe 10 mai, am avut o verificare a curții de conturi la cea care este o dată la 3 ani. Raportul curții de conturi o să vi-l facem, o să vi-l prezentăm într-o ședință viitoare, după ce ne va vine de la curtea de conturi. În schimb, putem să vă spunem, și asta chiar cu oarecare mulțumire, că nu au fost semnalate nereguli, doar chestiuni de formă a documentelor sau de chestii de genul ăsta, nu chestiuni de fond sau de nereguli financiare sau de mod de administrare a fondurilor publice, ale bugetului de stat. Pentru asta
întreg colectivul din primărie merită apreciere și, în același timp, ca cele semnalate să le putem și imediat remedia și să ajungem ca lucrurile să meargă tot mai bine și să nu ne confruntăm cu, Doamne ferește, cazuri de indisciplină financiară. Ceea ce până acum nu s-a întâmplat. Mâine e ziua copilului, e zi liberă, nu rămâne decât să sărbătorim. Înainte de a mai interveni poate și la celelalte chestii, să le urăm copiilor din comuna noastră să fie fericiți, sănătoși și noi să avem grijă de ei în așa fel încât să poată să parcurgă anii de copilărie în satisfacție și în bucurii. Să fim sănătoși și o să discutăm la ședința următoare și modul de organizare corect. Și să discutăm și despre organizarea zilelor comune. Se apropie timpul, deja suntem în luna iunie și mai avem două luni și deja, adică și suntem pe urmă pentru, suntem în postura de a organiza și acest eveniment. Și de asemenea o să vă propun ca pentru cadrele didactice care anul ăsta ies la pensie, respectiv 5 cadre didactice, să vă propun să inițiem o diplomă, așa cum este o diplomă de cetățean de onoare al comunei, să inițiem o diplomă de dascăl de onoare al învățământului Brește, pe care să o inițiem prin hotărâre de Consiliul Local și să o și acordăm cadrelor didactice care ies la pensie după o foarte îndelungată activitate și care și nu numai îndelungată, ci și prodigioasă. Printre ele se află și colegul nostru Ionică Trofim, căruia în numele Consiliului Local și prin intermediul lui se transmite și celorlalți colegi să aibă pensie lungă, frumoasă și în liniște și să-i mulțumim pentru întreaga activitate pe care a desfășurat-o în cadrul școlii de la Boșoteni și în cadrul comunei noastre, pentru că, într-adevăr, au fost niște învățători de excepție. Adică Trofim, Vivia, Colai Ciobanu, Periș, soții Tereș, pe care astăzi am și sărbătorit și în cadrul zilelor școlii Toguriano. Să le urăm de sănătate multă și viață îndelungată și în liniște sufletească. Și să fie tot timpul alături de școală și alături de noi. Și noi alături de ei. Vă rog, Florin Pier. Florin Pier, îți spui că îmi dați diplome, îmi dați, dar nimic. Nu, domnul primar, o să avem pensii lungă, nu mari. Să fie lungă. Nu groasă. Dar vă nu știu, mai lungă ca o doamnă tară. După cum bine știți, începând cu 1 aprilie 2018, s-a declanșat o procedură de punere a celei contestate declarații unice de venituri. Pentru că veniturile sunt la bugetul de stat și bugetele locale beneficiază de 50% din veniturile realizate în unitățile teritoriale prin sume defalcate repartizate, printr-o lege dată de comun acord între Ministerul Finanțelor și Ministerul Administrației, s-a convenit ca primăriile să acorde asistență gratuită persoanelor care au obligația de punere declarației unice. Această declarație unică, care cuprinde, deci sunt cuprinse 7 declarații într-una singură, iar categoriile de veniturile sunt din venituri independente, cele comerciale de persoane fizice autorizate, venituri de profesii liberale, veniturile din veniturile agricole, din concesiuni și închirieri, veniturile din proprietate intelectuală, deci cele 7 categorii de venituri care se declară prin declarația unică,
are o anumită procedură de depunere, pentru care populația nu cunoaște. După cum mă uit, numai în sala aici și printre noi la primărie sunt cel puțin 10 persoane care au obligația de pune declarației unice, fiind nominalizați de către Ministerul de Finanțe, prin acel cod de identificare trimis de la București, prin plic, cu stimate contribuabili. Vă rugăm să vă păstrați acest cod de identificare în vederea depunerii declarației unice. Termenul de depunere este 15 iulie 2018 pentru anul curent și până la 31 decembrie, începând chiar de anul ăsta sau și anul ăsta, se trece la o procedură de depunere a declarației unice în sistem informatic prin spațiul privat virtual. Spațiul privat virtual fiind un cod unic de acces a persoanei care are această obligație, se înrolează în sistem pe acel cod primit de către Ministerul de Finanțe, depune această declarație, o completează electric și o trimite direct online la Ministerul de Finanțe și nu se mai depune absolut nimic la 1 ianuarie pe scurt de hârtie. Spațiul privat virtual, fiind un cont personal al fiecărui celui care îl accesează, persoana respectivă poate vizualiza atât declarațiile depuse, cât și obligațiile de plată. Se vor plăti impozitele către bugetul de stat prin acces direct la cititor, cum plătiți lumina pe cod de bare și plătiți cu un singur termen de plată care este 15 decembrie a anului în curs. Această declarație unică generează două, deci impozitul pe venituri plus și obligațiile față de pensie și obligațiile față de sănătate. Toate persoanele în care sunt înrolate cu venituri care ating nivelul celor 12 salarii minim de economie, deci 22.800.000, persoanele care sunt sub acest nivel de realizări pe net, sub 22.800.000, sau persoanele care nu realizează niciun fel de venituri, dar vrea să intre în sistemul de asigurări de sănătate, trebuie să depună această declarație unică, în care pentru sumele, v-am spus, total realizat, se plătește la asigurări de sănătate 22.800.000, sub acest plafon opțional, dacă ai nevoie, 11.400.000 și pentru persoanele care sunt opționale, la fel, de comun acord, își certifică opțiunea pentru plata contribuției de asigurări de sănătate. În rest, niciun fel de persoană nu mai are ce căuta pe drumul, după hârtie, adeverințe, să beneficieze de aceste drepturi. Deci, prin acest comun, acord comun încheiat cu Ministerul de Finanțe, Primăria Bereștea Zău, prin mine personal, acordă asistență pentru modul de depunere a acestor declarații unice, acum, dacă timpul presează, pe suport de hârtie și pentru viitor, până la 31 decembrie, să ne înrolăm de pe acum, ca să nu pierdem timpul în perioada 1 ianuarie 15 martie 2019, când este termen limită cu sancțiune de data asta, pentru depunerea acestor declarații. Deci este o chestiune foarte importantă. Printre cei 100 de contribuabili care sunt în momentul de față înregimentați la Ministerul de Finanțe cu drept de depunere, și am să vă spun unde este cea mai tare problemă, este de la depune declarații pentru veniturile agricole, unde nu se știe mai nimic și aici tot țăranul care s-a dus și a depus declarații la APIE de posesie, de folosință și posesie, nu știe care și acel de, drept de a declara veniturile obținute din agricultură. Termenele, baremele scutite la arabie, peste 2 hectare este impozabil, 2 hectare neimpozabil. Peste 2 vaci impozabile, 2 vaci neimpozabile. Peste 25 de voi și capre impozabile, sub neimpozabile. Peste 1 hectar de vie, ceea ce nu este prea mai. Dar multe persoane care au acest drept de depunere, nu depun și atunci, prin unificarea bazei de date la APIA cu baza de date la Ministerul de Finanțe, o să vină cu sancțiune că nu depune această declarație. Legea este, așa cum și declarație unică pentru toată lumea, să fie cunoscută, să fie analizată, de aia să și face asistența la nivel de primării local, din cauza că depunerea în sistem de spațiu privat virtual presupune și să fii posesor a unei adrese de mail,
să știi să îți introduci într-un calculator, să știi să accesezi foarte bine primăria, fiind deocamdată printre puținele instituții care are în dotare așa ceva, deci internet și calculatoare și de aia s-a și făcut această conexiune și asistența respectivă. Deci cine știți că aveți aceste abilitățile? Da, ați primit plicurile acasă de la București, așa, cu drag, de luni dimineața. Eu propun să nu, adică să nu mergem totuși haotic, pentru că odată apare mâine vine altul sau peste o oră vine altcineva și sunt și probleme. Să stabilim niște date, un program clar în care anumite ore pentru declarații, afișate frumos, în așa fel încât cei care sunt, cei aproape 100, care sunt deja în liste, pot fi stabilit în o zi, nu pot. Deci ea numai să scrie pregătire, cu invitație personală. O să facem prin poliția locală. Eu am ministerul să le și afișez la... Și apoi pentru ceilalți, adică făcute afișe foarte clar și la îndemâna, la înțelegerea omului, și cei care sunt fermieri, cu, adică declarate cu, declarați cu terenul la Apia, prin afișe foarte simplă, să-i facem, să le aducem la cunoștință, în așa fel încât, pe anumit, într-un anumit program stabilit de comun acord, să vină să se intereseze despre ce e vorba și, pentru că omul deja mai explic eu, explicăm noi de parolă și de internet și de... Corect, nu, asta e procedura, dar de aia să mergem pe o chestie de programare frumoasă și în felul ăsta să-i și... Deci, odată pe lună, avem și asistență cu aparatul de specialitate din cadrul finanțelor, cu informatician, cu persoane care au atribuții de calcul, care să explice complet populații ce înseamnă. Exact, faza. În această declarație trebuie să scrii singur cât impozit ai, când îl plătești, cota de contribuție socială, ți-o pui tu până în mânța ta. Ca opțiune. La impozit este regul de fapt. Da. Deci nu rămâne ca să vezi stabilit un program și tocmai anunțați oamenii în prima fază, cei care sunt în prima tranșă. Da. Și apoi și ce? Am zis că sunt să listă la domnul Mihai, că el are pe toți care au chestii. Nu există. No, deci no. Aici este cu totul și tot acela. Nu este o campanie Mă gândeam la suprafețele de teren care îți dați adeverințe pe ele. Că îi dați adeverințe pentru 3 hectare, 5 hectare. La cine stă acum să iei 2.000-3.000 de... Eu v-am spus pentru proprietate și folosință. Sunt două situații foarte distincte. De exemplu, eu s-ar putea să nu fiu proprietar. Dar am luat în arendă. De-aia m-am spus eu că această chestiune este personală. În care eu... Numai atunci când te depistează, clar, eu v-am spus, nu, depistează la APIA, unde eu m-am dus și am declarat că primesc subvenții de la buget pe anumite suprafețe. Ai depășit două hectare de arabiu? Pentru diferența se plătează impozit. Nu sunt foarte mari. De exemplu, la un hectar de teren peste este 179 de lei, deci 1.790.000, norma de venit, la care se aplică o cotă de 10%. Hai, la 5 hectare am dat 4 milioane și ceva în trecut. Deci este 17 lei, 19 lei, 20 de lei, da? Nu, nu depinde cu toate. Am de probleme, încă o chestiune. Cum e un caz de urgență, de fapt urgența e mai de mult, dar acum am constatat-o și mai, adică s-a și acotizat la biserica de la Berești, acoperișul se desprinsese într-un fel după vântul ăla de anul trecut, furtuna de anul trecut, îi desferită ta o bucată din tablă și măsurile urgente pe care trebuie să le luăm este să intervenim la suprafața respectivă. Nu știu dacă vom putea, pentru că noi nu avem prevăzut deocamdată, până la rectificare de buget, nu avem prevăzute sume în,
în buget și m-am gândit că poate eu știu să facem o contribuție a noastră, a consilierilor, a aparatului în primărie, să contribuim cu câte un milion fiecare, un milion vechi, în așa fel încât să achiziționăm, să luăm tabla, ca să putem să acoperim. Am vorbit cu niște meseriași care s-au de prin poduri, care s-au oferit să facă manopera gratuit, adică să nu ne ia, să nu ia bani. Și dacă sunteți de acord, asta e o chetă ortodoxă de aia. Vă mulțumim pentru prezență.